Un copil din zona Aviatori a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacat de o haită de câini. Fetița de 9 ani se întorcea de la școală pe drumul ei obișnuit. Din spusele celor care au salvat-o, aceasta a fost pusă la pământ de mai mulți maidanezi. Au mușcat-o de peste tot și au umplut-o de sânge. Prezenta plăgi multiple pe zona superioară a toracelui, atât anterior cât și posterior, ureche, față și membru inferior. A fost începută vaccinarea antirabică și a rămas spitalizată în secția de chirurgie pediatrică pentru tratamentul plăgilor. Fetița prezenta o traumă psihică destul de importantă, era speriată. Părinții fetiței sunt plecați în străinătate la muncă. Copilul a rămas în grija unei prietene de familie care a adus-o la spital. Asta este cămașa fetiței de pe omoplatul stâng. Noroc de geacă. Deci au trecut colții prin geacă. Dacă n-avea geaca, îi sfâșiau carnea, pentru că colții s-au oprit în omoplat. Este toată tumefiată și înțepată. Deci înțepături. Plagă prin înțepătură de colții canin, da? Mușcată la ureche. Asta ce vedeți pe acești colanți, ciorăpei cu totul, cum le spunem noi, este derma fetiței și carnea din coapsa stângă, dreaptă, mușcată pe gamba stângă. Dar copilul pe lângă asta, noi am zis, ești copil, te vei face bine. A rămas cu șocul emoțional, este extraordinar de mare. Extraordinar de mare. Copilul e în grija dumneavoastră? Grija mea, da. Nu sunteți rudă? Nu. O cunoștință veche de familie, cu părinții nevoiți să plece la muncă în Italia pentru viitorul copilului. Credeți-mă, nu am avut curajul, trebuie să anunț părinții. Medicii de la pediatrie spun că au frecvent cazuri de copii mușcați de câini, dar că acesta este cel mai grav din ultima vreme. Administrația locală este depășită în problema maidanezilor. Străzile sunt sub stăpânirea câinilor fără stăpân. Aceștia pot fi văzuți în toate zonele orașului și chiar în curțile instituțiilor publice. Băcăuanii nu se simt în siguranță și cer autorităților locale să se implice cât mai urgent în rezolvarea acestei probleme. Trebuie luate niște măsuri, adică să fie strânși undeva într-un loc special, nu? Și după aia dat la fiecare care are nevoie, cum mai sunt și în alte țări. Se prinde să-i ducă la acolo unde e gol acolo. Le-a dat drumul pe stradă, de acolo, că eu fac, mă duc mereu acolo, înspre zona și unde e cimitirul, unde au e sectorul acolo. Le-a dat drumul pe stradă și pe mine m-a mușcat unul. Acolo pe trotuar, că erau peste 20 acolo în față la noi. Eu una m-am săturat că am copilul care vine seara de la școală și pe timp de iar de acum, dacă se schimbă ăla, trebuie să mă duc înaintea lui. Păi e teamă. Păi mi-e teamă că poate rupe, poate și mâncă.